Secretarul general NATO Jens Stoltenberg s-a întâlnit joi astăzi la Kiev cu Zelensky, a vizitat Ucraina pentru prima dată de la începutul războiului. Țările de jos și Danemarca s-au angajat să ofere Ucrainei 14 tancuri noi de luptă Leopard, iar Statele Unite îi va oferi un sprijin de 350 de milioane de dolari. Today, the president and I discussed a multi-year support initiative. This will help you transition from Soviet-era equipment and doctrines to NATO standards and ensure full interoperability with the alliance. It is a testament to NATO's long-term commitment to Ukraine. NATO stands with you today, tomorrow, and for as long as it takes. Putin vrea să împiedice Ucraina să adere la NATO. Asta pentru că Rusia ar fi afectată. Cu toate acestea, Stoltenberg l-a asigurat pe Zelensky că îi va fi alături cât timp va fi necesar.